Nu de puține ori în mediul rural se investesc sume consistente în proiecte aproape inutile pentru comunitate. La Cândăiești, în 2022, au fost finalizate un centru pentru situații de urgență, în special pentru cazarea sinistraților în caz de inundații. Investiția a costat peste 700.000 de euro și s-a dovedit deocamdată inutilă, fiindcă în zonă nu prea au loc inundații și niciun alt fel de cataclism natural. După ce clădirea a stat 2 ani cu lacătul pe ușă, acum găzduiește temporar birourile primăriei. Această clădire a fost construită acum 2 ani și nouă funcționalitate și întrucât primăria este trecută în reabilitare pe PNRR, am hotărât să ne mutăm aici pe o perioadă limitată până se termină reconstrucția primăriei pe eficientizare energetică. Ideea acestei investiții s-a născut după inundațiile din 2010, singurele din ultimele 3 decenii, care au afectat Cândăieștiul. Centrul a fost dotat ca în vremea războiului cu dormitoare, cantină și sală de conferințe. Datorită inundațiilor 2010, atunci au plecat ideea acestui proiect, tocmai pentru când au fost inundațiile în 2010, ca să aibă un să refugia sinistrați. Încăperi, dormitoare, da, pentru sinistrați. Ea este prevăzută și cu o sală de mesă, o bucătărie, numai că sperăm că într-un viitor proiect să-i facem dotările necesare. De altfel, localnicii spun că inundațiile nu sunt o problemă pentru localitate. Cei în vârstă țin minte doar ceea ce s-a întâmplat acum 12 ani. Nici atunci nu au fost distruse locuințe, mărturisesc sătenii. E bun, aici nu prea au fost. De ani de zile nu prea au fost inundații. Râul Sirete e aranjat bine. Sunt oameni care au rămas fără case aici, fără acoperiș deasupra. Nu e adevărat. Nu este. Nu. La noi, mulțumim lui Dumnezeu, a fost vreme bună. Frumoasă, furtuni, nu a fost ploaie la timp, uitați-vă, așa, fără grindină, fără nimic, așa trebuie atât. În alte părți văd, la televizor, dezastru, aruncă acoperișuri de pe casă. Recent au avut loc inundații? Nu. Băi, și anul au venit aici, ai sunut în minte. Oricum, îți văd 12 ani. Am înțeles. De atunci s-au mai stricat case, au mai rămas oameni fără case din cauza apelor. Domnule, aici nu a stricat casă. În satul ăsta nu a stricat casă. Nu, vreo 12, maxim 15, maxim să spunem așa, dar așa nu era. Nu. Deci nu sunt inundații frecvente? Nu. Cum e sătul cu micuț așa ea, ce să mai fie, două căsi, babi să iei de aici? Au rămas oameni fără case aici din cauza apelor? Nu. Nu. După reabilitarea primăriei, centrul pentru sinistrați va rămâne tot cu lacătul pe ușă. Abia după 5 ani, destinația poate fi schimbată, dar evident cu alte investiții. Mai poate fi schimbată destinația? După 5 ani de zile se poate schimba destinația. Am înțeles. Asta este prima problemă în cadrul proiectului. Adică problemă, prima... Și s-a gândit cineva ce ar putea fi înlocuit? Ne-am gândit, dar nu putem să decidem acum. Autoritățile spun că s-au gândit să transforme centrul în centru pentru bătrâni, dar evident, altă cheltuială, altă distracție.